Vă spun bun găsit în cadrul unei ediții speciale la Portative și Portrete. Vă mulțumim că în ultima seară din acest an ne primiți în casele dumneavoastră și că alegeți Speranța TV. Se spune că fiecare poveste are un sfârșit. În viață însă fiecare sfârșit are un nou început. Finalul de an este momentul ideal pentru a analiza ce ai lăsat în urmă, ce ai realizat, ce nu ai reușit încă să atingi și mai ales ce poți face mai bine în anul ce vine. Îmi doresc ca în această seară să vă gândiți la lucrurile frumoase care vi s-au întâmplat în anul 2022 și să fiți recunoscători pentru aceste momente. În această ocazie vom fi împreună mai bine de 2 ore, timp în care vom asculta multă muzică și vom afla de la invitații mei speciali povești, momente care i-au impactat în anul ce tocmai se încheie. Invitații mei în cadrul acestei ediții speciale sunt Vili Dulă, Laslo Bede, Diana Rad, Andrei Dunăreanu, Aldana Cazacu și Liviu Avram. Bine ați venit! Bun regăsit! Mă bucur tare mult să vă am în cadrul emisiunii Portative și Portrete, în cadrul acestei ediții speciale. Și mă uit la voi, veniți din diferite zone ale țării. Ați ajuns cu bine. În stânga mea se află două persoane din Brașov. Cum ați călătorit? Foarte bine. Cum e timpul la Brașov? Cerul mohorât. Și mă uit acum la Diana Rad, care a venit de la Cluj. Aldana de la Iași. Bineînțeles, Andrei a venit de la Timișoara. Și... bineînțeles, Liviu din București, care a ajuns ultimul. Traficul face probleme întotdeauna de sărbători și nu numai. Mă bucur tare mult că sunteți astăzi prezenți în cadrul acestei ediții speciale. Veți interpreta piese deosebite și înainte de a asculta muzica pe care voi ați pregătit-o, mi-aș dori să ne întoarcem puțin retrospectiv pentru anul 2022 și să-mi spuneți cum a fost anul acesta pentru voi. Te rog, Vili. Pentru mine și familia mea a fost un an extrem de dinamic, cu foarte multe provocări. Sunt tată de gemeni. Se înțelege. Ce vârste au copilașii? 5 ani și 2 luni. Cine are gemeni știe, cunoaște ce însemnează dinamică în familie de gemeni. Sunt multe provocări, sunt... multe împliniri și totul este la dublu. Mai ales momentele de bucurie, de fericire. E ceva extraordinar. Deci a fost un an plin. Foarte plin. Și dinamic. Ok. Laslo, te rog. De asemenea, am avut un an plin și activ, atât din punct de vedere muzical, cât și cu familia, experiențe frumoase. Băiețelul meu cel mare a început școala. Felicitări, succes! Ne bucurăm, mulțumim. Ne bucurăm că copiii cresc sub ochii noștri frumoși, sănătoși, slavă lui Dumnezeu pentru asta. Ați avut multe concerte în anul ăsta și mă uit acum și la Vili și la tine, Laslo, voi cooperați în multe evenimente. Cum a fost? A fost plin și din punctul ăsta de vedere față de anul pandemic care s-a încheiat? Da, categoric, a fost mult mai activ și am avut mult mai multe concerte. Da, și o să vorbim și despre asta. Diana, cum a fost acest an pentru tine? Pot să spun că a fost un an neașteptat. Adică nu mă gândeam la aproape nimic din ce s-a întâmplat anul acesta. Și m-am bucurat de el. L-am luat așa cum a venit. T-au surprins. Da, multe lucruri, foarte multe lucruri și experiențe și concerte și nu știu. Nu mă așteptam să iau parte. La... Tu ești anul 2 la facultatea da. La conservator. La conservator, da. Da, la canto clasic. Da. Și din punctul ăsta de vedere te-a surprins 2022 sau cu mai multe examene? Păi cumva, nu, la facultate știam ce mă așteaptă. Să zicem. Dar, așa, în afara facultății m-au surprins mai mult lucrurile. Multe proiecte. Da, da. Asta este foarte bine. Da. Te rog, Aldana. 2022 a fost un an memorabil, în care am creat amintiri pe care o să le păstrez cu mine toată viața. A adus multe provocări, dar și multe rugăciuni ascultate.
Sunt convinsă. Tu ești anul 5 la stomatologie, exact, în Iași. Da. A fost un an greu? Anul 4, da. Deci acum e mai bine. E mai bine, prin comparație cel puțin, da. Și au fost și evenimente importante în viața ta și vom vorbi la momentul potrivit. Te rog, Andrei, cum a fost 2022 pentru, pentru tine? 2022 a fost un an cu biruințe, care s-au lăsat destul de mult așteptate. Dar au venit. Dar au venit până la urmă. Și mulțumim Domnului pentru tot. Tu ești medic rezident, cardiologie pediatrică. Da. Da. Și o experiență deosebită se leagă de acest domeniu și așa vom este. Vorbi pe parcursul emisiunii. Liviu, dar nu cel din urmă, te rog. Și în cazul meu a fost un an plin și cu bucurii și cu lucruri mai puțin bune. M-am bucurat că anul acesta am reușit să-mi îndeplinesc un vis pe lângă cel de care o să vorbesc, și anume am cântat mult mai mult în orchestră și pentru mine este o experiență foarte frumoasă acest lucru. Excelent! Excelent. Minunat! Fiecare dintre voi aveți povești deosebite și le vom descoperi pe parcursul acestei ediții. Acum vrem să ascultăm muzica pe care voi ați pregătit-o. Ascultăm următoarele piese și bineînțeles că vom reveni.
Lăsat pe toate, și bine știu că le-ai iertat și tu. Ferice sunt chiar dacă am să sufăr, când valuri vin și vânturi grele bat. Plutesc pe ape ca un fir de nufăr, care tu îl păstrezi mereu curat.
colorați, lutesc pe ape ca un fir de nufă, pe care tu îl păstrezi mereu curat. Te laud că m-ai scos din astă lume, pe brațul tău cel scump mă porți mereu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume, că sunt al tău și tu mi-ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume, că sunt al tău și tu mi-ești Dumnezeu. Îmi plac foarte mult poveștile. Anul acesta am auzit foarte multe povești deosebite de la invitații mei și de fiecare dată parcă citesc o carte autobiografică în 50 de minute, atât cât durează emisiunea. În această ediție vom afla și poveștile voastre în anul 2022 și îmi îndrept atenția spre Laszlo. Ce moment te-a impactat din acest an și ai simțit cu adevărat prezența lui Dumnezeu? Pot să zic că recent am avut o experiență foarte frumoasă, chiar pot să zic cea mai mare care am avut-o până acum. Acum vreo 3 luni am primit o invitație pentru un concert caritabil în Ucraina, la Kiev, și am acceptat, fără să mă gândesc la posibile consecințe sau alte lucruri. Proiectul a pornit cu 80 de inși, în care orchestră și soliști de operă din Ungaria, și am fost invitat și eu și Robert. Pe parcurs câțiva au început, deci proiectul a început, repetițiile au început, s-au ținut, dar pe parcurs unii s-au retras, până m-am trezit cu 2 săptămâni înainte de eveniment, că am rămas singurul. Wow! Deci din 80 de persoane, da, pe parcurs s-au retras aproape, da, toate, doar tu ai rămas. În... Da, și eu când spun da, rămân cu da. Sau dacă nu, nu. Și motivele care au fost pentru cei care s-au retras? Păi, din cauza știrilor, le-a fost frică, a fost tot felul de știri, și la un moment dat am început să mă întreb și oare fac bine? Mergi într-o zonă de război? Singur într-o zonă de război. 2 săptămâni înainte de eveniment am vorbit și cu soția și ea a zis că vine și ea. Totuși, cu 1 săptămână înainte de eveniment, a zis că totuși aș rămâne acasă. Pentru că dacă se întâmplă ceva, totuși să rămână un părinte pentru copii. Așa ne-am pus problema atunci. Da. În momentul în care voi ați discutat, totuși a mai venit o rază de speranță din partea altui membru? Da. Țineam legătura cu cel care organiza tot acest eveniment și cu 1 săptămână înainte de plecarea noastră am mai făcut un drum spre Kiev, a adus generatoare și ajutoare și ne-a zis că e în regulă, totul e în regulă. Cu 2 zile înainte de a pleca, noi trebuia să plecăm din România în Budapesta și de acolo plecam cu toții cu microbuze. M-am întâlnit cu un prieten de-a meu și am spus: prieten, uite, sunt invitat și trebuie să merg aici să cânt. Nu știu ce să fac, pentru că aud tot felul de știri. Soția a auzit tot felul de știri de la o persoană care locuia în Kiev și așa zice: vin cu tine. Wow. Și am rămas așa, fără nicio întrebare, nu m-a întrebat nimic, a zis: vin cu tine. Dar n-avea pașaport și în Ucraina ai nevoie de pașaport. Luni a mers la pașapoarte, a vorbit cu domnul de la ghișeu, a zis să-i aducă un act, o scrisoare, ceva, și dacă e în limba ucraineană, ca să-i poată să facă.
Am vorbit cu Uniunea din Ucraina, Uniunea Adventistă, a trimis o scrisoare în limba ucraineană, până a ajuns și am dat prietenul meu și am mers la ghișeu, a fost un alt domn acolo și a zis, nu putem, dacă nu este tradusă, nu știm ce scrie acolo în acel act. Și atunci a fugit repede la, a adus scrisoarea aceea la traducere și a spus, i s-a zis că doar a doua zi, până la două jumate, până la două jumate poate să-i dea. Și era ultima zi de pașapoarte, la patru jumate se închidea. Și am spus, du-te, mai vorbește, mai încearcă. Până la urmă, a primit traducerea legalizată pe la 11 jumate, a mers cu traducerea acolo, i-a dat domnului de la ghișeu, domnul de la ghișeu a mers sus la șefa, șefa a coborât și a zis, mergeți repede, urgent să-i faceți pașaportul. Și în ziua aceea a primit pașaport în o oră jumate, în două ore. Și nu știu, e cam greu de crezut în România să-ți faci pașaportul în două ore. A primit și am reușit să mergem toți trei, eu, soția mea și prietenul meu. A fost o experiență pentru mine de nedescris. Adică eu care cânt destul de des în biserici, concerte, pentru mine începe să fie ceva obișnuit. Acolo când a cântat, la prima biserică dimineața, după ce s-a terminat programul, au venit oamenii, au stat la rând să vină să ne îmbrățișeze, plângând și spune, au spus, această zi nu o vom uita niciodată. Atât de mult a cântat muzica atunci, în acea zi, pentru acei oameni. Nu mi-a venit să cred. Ce v-a spus organizatorul în momentul în care... Pentru început erau 80 de oameni pe listă și au rămas doar 3. Ce v-au spus legat de numărul ăsta? Când i-am întâlnit cu el în Budapesta, a zis că o să ne povestească în Kiev experiența lui. Și când a povestit, a zis așa, proiectul a pornit cu 80 de inși, din care treptat au scăzut la 60, 30. Când a ajuns la 30, a zis că s-a rugat ca și Gedeon. Și atunci mi-au trecut fiorii, a zis, Doamne, dă-mi trei cei mai buni. Nu suntem noi cei mai buni, dar atunci, în momentul acela acolo, pentru ei am fost cei mai buni, pentru că am fost acolo și le-am adus o alinare. Bucurie, o alinare. Da. În sală câte persoane erau? În sală erau spre 300-400 de persoane. Biserica nu era încălzită, era biserică mare, nu știu dacă erau cu 2-3 grade în plus decât era afară, era frig, era zăpadă și oamenii stăteau 3-4 ore acolo ca să asculte cuvântul, ca să asculte concertul care l-am avut fără nicio cârtire sau... Ce ați simțit când ați mers în Kiev? Ați observat că poate se trăgea sau... Era o tensiune datorită situației acesteia de război. Pe drumul nostru pe care l-am făcut, nu pot să zic că am văzut clădiri bombardate. Am trecut prin mai multe puncte de control unde stăteau cei de la armată, poliție. Ne-am oprit la un moment dat la un restaurant să bem un ceai cald. Doamnele de acolo care lucrau acolo erau amărâte, au venit la noi, eram acolo afară la microbus și tocmai mâncam sandwich-urile de pe drum și le-am dat o găletușă de napolitan și s-au bucurat enorm de mult. Este destul de, cum să zic, sunt amărâți, îi afectează acest război, chiar dacă nu în toate zonele, dar peste tot bărbații au fost chemați la război și am vorbit cu persoane de acolo care ne-au dus, care locuiesc acolo și știu, cunosc persoane și bărbați care au fost chemați și au venit acasă în sicriu. Când am mers după masă la a doua biserică să cântăm, tot așa a fost o biserică mare, în Kiev sunt 25 de biserici, 4.000 de adventiști, tot așa au fost în jur de 3-400 de persoane din afara bisericii. 95% pot să zic că au fost doar femei. De diferite vârste. Am cântat și acolo și a fost o bucurie enormă pentru ei. Nu pot să descriu. Am cântat la foarte multe concerte. La niciun concert nu am văzut atâta bucurie cât am putut aduce acolo pentru acei oameni.
Extraordinar, lasă-L Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați avut tăria și curajul să mergeți într-o zonă unde există război, unde există multă tristețe și că ați făcut atâta bine oamenilor respectiv, pentru că, da, din punct de vedere emoțional, acele persoane s-au încărcat pentru 2-3 ore și au simțit mai bine conexiunea cu Dumnezeu sau o speranță că într-o zi va fi pace. Mulțumesc tare mult pentru experiența ta. Aș dori să vă întreb, care a fost cea mai mare provocare a voastră în anul 2022? Nu știu dacă este neapărat o provocare, este mai degrabă o conștientizare a unei responsabilități. Hai să o numesc așa. Sunt conștient că eu ca și tată am acești copii pe care trebuie să-i modelez, să-i educ și să-i învăț lucruri din Scriptură, lucruri moralizatoare, lucruri corecte, cuvântul dat să rămână cuvânt dat, nu ne mai răzgândim. Această perspectivă de tată e o provocare zilnică pentru mine și vreau să vă spun că, mă rog, din perspectiva de un profesor că și predau muzică din când în când, privesc la copiii mei uneori din greșeală, privesc de sus și mă trezesc că eu însumi învăț de la ei. Dumnezeu îmi predă niște lecții extraordinare de viață prin proprii copii. Puteți crede asta? Da. Eu te înțeleg perfect, Vili. Te înțeleg perfect și eu mă găsesc în aceeași perioadă și de multe ori mă simt responsabilă pentru educația lor și nu de multe ori, tot timpul. Și de multe ori mă gândesc, oare am făcut bine? Am greșit? O iau de la capăt. Las-o, te lăsăm să te gândești care a fost cea mai mare provocare a ta. Te rog, Diana. Cred că pot să zic că nu știu dacă am avut o provocare pe care să simt, uite, asta a fost cea mai mare provocare. Pot să zic că fiecare zi a fost o provocare și provocarea a fost să o iau și să fac să fie din ea o zi productivă și să slăvesc pe Dumnezeu în fiecare zi și da. Și asta a fost cam pe tot parcursul anului. Da, pot să zic, pentru că Dumnezeu e nevoie în fiecare zi. Exact, așa este. Așa și este. De motivare la facultate și motivație la facultate și da. Foarte adevărat, da. Te rog, Aldana. Cea mai mare provocare, aș spune că a venit pe plan academic. Circulă un zvon printre studenți că anul 4 la stomatologie ar fi poate cel mai greu. Acum nu știu dacă m-am lăsat influențată de vorbele colegilor mai mari sau chiar am simțit că e un an cu mai multă presiune și că am din ce în ce mai puțin timp. Și știam că trebuie să-mi iau toate examenele din prima și cu bine, pentru că aveam planuri pe plan personal de care trebuia neapărat să mă ocup. Dar a fost un an plin de experiențe frumoase cu Dumnezeu, ca de fiecare dată, că cel m-a ajutat să ajung până aici. Și l-am simțit de fiecare dată aproape de mine, m-a inspirat și m-a ajutat la fiecare pas. Excelent! Minunat, Aldana! Te rog, Andrei! Și acum s-a amintit poate mai devreme, una dintre cele mai mari provocări, cea mai mare de anul acesta, dar una dintre cele mai mari provocări ale vieții mele a fost pentru mine examenul de rezidențiat. Tatăl meu spunea că în viață sunt trei alegeri pe care trebuie să le faci foarte importante. Alegerea pe cine să slujești spiritual vorbind, pe Dumnezeu, apoi căsătoria și în cele din urmă profesia. Pentru mine alegerea profesiei și alegerea drumului acestuia pe care să-l urmez a fost cu adevărat o provocare pentru mine, dar acum văzând cum au decurs lucrurile, nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a condus în locul cel mai potrivit pentru mine. Excelent, și vom vorbi despre experiența ta imediat după ce vom asculta și muzica, dar acum l-ascultăm pe Liviu, te rog. La momentul actual, să fiu sincer, nu mai îmi pare o provocare așa mare. O provocare pe care am întâlnit-o anul acesta a fost
cu fanfara de la Letea. Din martie am început un proiect împreună cu Vlad Baciu, să formăm acolo o fanfară. Proiectul a început destul de relaxat, aveam în jur de 100 și ceva de copii înscriși. Problema a apărut după câteva săptămâni când am primit un termen limită, în 3 luni de zile copiii trebuie să cânte concert, nu știu câte piese și așa mai departe. Asta, iar da, la momentul acela tot încercam să caut întrebări la alți dirijori, e posibil să fac așa ceva, și majoritatea mi-au dat răspuns negativ, adică e imposibil să facem concert cu ei în 3 luni de zile, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să facem acest lucru. Și în 3 luni de zile am dus un concert cu 10 piese aproximativ. Excelent. Date de copii care nu au mai cântat în viața lor la instrumente de lamă. Felicitări, Liviu, felicitări. Da, Laszlo, pe scurt, provocarea anului 2022 pentru tine. Este o provocare mare să fii și părinte, să faci față și activității pe care îl fac. Eu am foarte multe invitații, sunt plecat destul de mult, am o activitate principală în avantgardă și pe lângă asta am multe invitații care trebuie să fac față. De multe ori ajung acasă, sunt obosit și de multe ori nu am puterea să stau cu copiii sau să merg să mă joc cu ei. E o provocare mare și sper că anul viitor o să fac față mai bine. Felicitări, Laszlo! Eu pot să spun celor care ne urmăresc acum, în momentul în care tu ai venit la Portative și Portrete pentru prima dată, ai fost însoțit de cei 2 copilași ai tăi. Și au avut atât de multă răbdare ca să înregistrez piesele și am apreciat foarte mult. Dumnezeu să te ajute în toate. A venit momentul să ascultăm muzică bună, ascultăm piesele și revenim. S-ar frânge însetat de aș cădea, El mi-e stânca și izvorul, toată veselia mea. El mi-e stânca și izvorul, toată veselia mea. Domnul mi-e
cauza sfatul său de har e plin. Mi-a promis odihnă vie înaltată lui cămin, îmbrăcat în nemurire lângă al meu Iisus. Voi cânta o veșnicie, minunat El m-a condus. Voi cânta o veșnicie, minunat El.
Continuăm să vorbim și să ascultăm în același timp momente speciale pe care voi le-ați avut în anul 2022. Și acum mă uit la tine, Andrei, ce moment te-a impactat în 2022 și ai simțit că Dumnezeu a fost alături de tine? De multe ori, când o ducem bine și când suntem pe val, ca să spun așa, poate uităm de Dumnezeu. Ne credem superior și că suntem stăpâni pe forțele noastre proprii, dar atunci când începem să avem un eșec sau când începem să ne clătinăm, cel mai adesea apelăm la Dumnezeu ca să ne poată să ne ridice sau să ne poată să ne facă să trecem peste obstacolele pe care le-am avut. Pentru mine, așa cum am spus mai devreme, examenul de rezidențiat a fost o adevărată provocare, pentru că l-aștept de multă vreme, 6 ani de facultate, testatul la un moment dat de atât am învățat, ca să zic așa, și procesul acesta e destul de anevoios și îți trebuie foarte multă răbdare. În ultimul an, mai ales, simțeam că abia aștept să termin facultatea asta odată, ceva de genul era în mintea mea. Și știai deja specializarea, spre ce vrei să te îndrepți? Aveam niște repere. Nu-mi place să fiu luat prin surprindere. De obicei îmi planific așa, semăn foarte mult cu mama mea. De obicei ne planificăm viața pe mai departe. Și așa, din grădiniță mi-am dorit să fiu medic. Când am ajuns la liceu, tot așa, nu mi-am schimbat opțiunea. Am ajuns medic, am ajuns ca să fiu student la medicină și apoi când eram în facultate mi-am dorit cardiologie. Chiar din liceu cochetam cu acest gând, dar studiind materiile, deși am avut un profesor care nu mi-a înlesnit drumul acesta către cardiologie, dimpotrivă a făcut să fie mai greu, dar pur și simplu am prins drag de materia aceasta. E o materie foarte umană, ca să zic așa, foarte călduroasă. O poți învăța de drag. Și a venit momentul examenului de rezidențiat. Da. M-am pregătit destul de mult pentru examen. Nu prea obișnuiam, eu fiind eram o persoană care nu prea știa să piardă. Având destul de multe reușite în viață și destul de multe realizări, credeam în sinea mea că sunt un om destul de superior. Până când a venit ziua examenului de rezidențiat și m-aș fi așteptat să iau un punctaj destul de mare, asta era în mintea mea, făcusem o simulare a examenului și luasem un punctaj destul de bun, dar atunci când am primit subiectele în față, chiar orice speranță de a trece examenul pur și simplu mi s-a năruit. A fost un șoc pentru mine, destul de mare. Să am 200 de întrebări, la care 50 erau cele mai importante și eu nu știam să rezolv pe niciuna. Wow. Efectiv, atât de mare a fost șocul meu. Pur și simplu nu mai reușeam să-mi adun gândurile, nu mai reușeam să-mi adun răspunsurile la întrebări. Și am trăit șocul vieții mele. Wow. După ce s-a terminat examenul, punctajele le primim destul de repede, chiar pe loc. Vedeam înaintea mea colegi care tot așa mi-au spus, având pauza între terminarea examenului și punctajul pe care urmau să ni-l arate, am avut o scurtă pauză în care am vorbit și cu colegi de-ai mei să-i întreb. Și lor li s-a părut tot la fel destul de greu, dar mie mi s-a părut aproape imposibil. Vedeam în fața mea, când mergeam să ne luăm punctajele, colegi care de 2 ani de zile învățau și n-au reușit să treacă acest examen. Și atunci când am văzut, am zis, Doamne, eu sigur nu mai am nicio șansă să-l trec, știind că abia am avut timp și răgaz ca să-mi adun gândurile să răspund la celelalte 150 de întrebări din 200. Și acest gând mă însoțea mereu, că eu nu o să reușesc. O să fie eșecul vieții mele. Am primit un punctaj nesatisfăcător pentru mine. M-aș fi așteptat la mult mai mult și deja am început să-mi iau în calcul că materia pe care o îndrăgeam cel mai mult, cardiologia, pentru ca să ai medie de cardiologie, trebuie ca să obții un punctaj destul de mare. Cardiologia
necesită punctaje destul de mari. Deci doar copiii care sunt cei mai deștepți, cei mai pregătiți, care în momentul examenului iau un punctaj aproape printre cele mai bune, pot să-și aleagă materia aceasta pentru carieră. Și eram aproape convins că nu o să reușesc să-mi iau cardiologia știind ce punctaj am avut. Dar a venit ziua așa, repartiției, sau cum se zice? Da. La o săptămână urmează repartiția în funcție de notă. Este o repartiție națională. Punctajele se iau în funcție de mediile cele mai mari. Încep să-și aleagă rezidenții, studenții viitori rezidenți. Și a venit și rândul meu. Și m-am tot rugat anul acesta: Doamne, Tu ajută-mă ca să ajung în locul care e cel mai potrivit pentru mine, pentru dezvoltarea mea, și ca să mă țin aproape de Tine. Soția mea lucra în Timișoara și am vorbit și cu ea dacă va fi să fie în altă parte. Vei fi dispusă să mergem împreună? Și am văzut cum Dumnezeu lucrează, făcând-o disponibilă pe soția mea, având și ea cariera ei, tot așa în domeniul medical, ea terminând facultatea un pic mai devreme decât mine, facultatea de asistență medicală generală. Și am văzut că Dumnezeu lucrează făcând-o disponibilă pe soția mea să mă urmeze oriunde. Era un pas, o speranță. O speranță, da. Și am discutat cu ea și am luat varianta în calcul la Târgu Mureș. Și am așteptat să văd dacă locurile din Târgu Mureș pe cardiologie se dau. Și cu o seară înainte, repartiția durează câteva zile, 2-3 zile în funcție de punctajele care se iau. Suntem destul de mulți, în jur de 4.000, și în prima zi în jur de 1.000, în a doua zi 2-3.000 și în a treia zi tot așa, cine rămâne la sfârșit locurile disponibile și punctajele. Și cu o seară înainte de a fi rândul meu, am văzut cum toate locurile în toată țara pe cardiologie se dau. Și deja nu mă mai așteptam la nimic. Însă am sperat că mi-am făcut o listă de alte opțiuni și printre ele era și cardiologie pediatrică. Cardiologia pediatrică este doar în București și în Târgu Mureș. Sunt locuri foarte puține, este o ramură foarte nouă, o specialitate destul de nouă, scoasă. Și am zis că merg oriunde unde există cardiologie, orice are cardiologie, sigur o să-mi placă. Și a venit rândul meu să-mi aleg și am văzut cum Dumnezeu a lucrat, că mi-a oprit locul de cardiologie pediatrică pentru mine. Adică au fost foarte puține și s-ar fi dat foarte repede, însă e o ramură mult mai grea decât cardiologia normală, pentru că ai de lucru cu copiii. Câte locuri erau pentru cardiologie pediatrică? Deci, 5 locuri la Târgu Mureș și sub 10 locuri la București. Dar tu alesesei Târgu Mureș. Da, și eu alesesem Târgu Mureș. Și pe ce loc te-ai încadrat? Al treilea din 5 locuri. Excelent, da. Felicitări. Faptul că astăzi ești la cardiologie pediatrică este o întâmplare sau de fapt acolo trebuia să fii? Văzând cum au decurs lucrurile, sunt convins că Dumnezeu m-a ajutat ca să ajung în locul acesta pentru mine. Eram în sală înainte de a începe examenul și eram cu o prietenă, vorbeam și mi-a spus așa, întreagă, că te-ai gândit să mergi pe cardiologie pediatrică, că eu cred că ție ți s-ar potrivi, fără să am nicio discuție cu ea înainte, pur și simplu am vorbit doar despre ce am vrea să facem în viață și nu prea mă gândeam la lucrul acesta pe cardiologie pediatrică. Dar văzând cum acum, când am pus dosarele să mă înscriu, vorbind și cu viitorii mei colegi pe post, pe acolo unde vom urma la spital, am avut colegi care ar fi putut să-și ia cardiologia lejer, dar și-au luat cardiologie pediatrică. Colegi care au părinți cardiologi, dar au urmat cardiologie pediatrică. Și sunt convins că Dumnezeu are un plan cu mine pe
locul acesta. Cu siguranță. Mulțumim pentru experiența ta, Andrei. Drept atenția spre Diana. Care a fost momentul cel mai important pentru tine în acest an? Acum, în ultima lună. E recent. Da. Cu ocazia concertelor de Crăciun. Am organizat și eu un concert. Primul meu concert organizat de mine. L-am organizat în urma unei provocări de la facultate, unei teme de la facultate și când am acceptat această provocare... Nu știai ce te așteaptă. Da, nu. Niciun caz nu mă gândeam că... N-a fost un concert mare, dar fiindcă l-am organizat singură și fiind primul meu concert și singură, în același timp a fost așa, nu știu, tumultos, o mulțime de sentimente la începutul... La început, când am acceptat această provocare, am vrut să renunț. Am zis renunț acum cât mai repede ca să nu treacă timpul și să nu mai am ce să fac. Pentru că, practic, asta a fost un examen pentru o materie, pentru una dintre materii. Și simt că Dumnezeu m-a ajutat și cu sala și cu câțiva sponsori și... Unde ai organizat concertul? Am organizat concertul în orașul din care eu sunt. Unde? În Ocna Mureș. Da, și într-o sală de câte persoane? Aproximativ 300 de persoane. 300 de persoane. Da. Și a fost prezent un număr frumos. A fost alături de Laszlo. A venit și a cântat alături de tine. Tu, organizatoarea concertului și solistă. Da, îi mulțumesc și lui că a fost de acord să mă ajute și celorlalți, bineînțeles. Cine a mai cântat? Am mai cântat o violonistă, Diana Haiduc, fratele meu care cântă la trompetă, Pavel Rad, la pian George Rad, fratele meu, și o solistă, Abigail Nistor, și atât prietena mea. Ai avut cele mai mari emoții că nu vei găsi sală? Da, fiindcă am primit această temă destul de târziu. Eu, din nou, zic, nu sunt experimentată și nu știam cum să abordez acest subiect și cum să mă duc și să cer sală și... Na. Și costurile cred că erau mari dacă se închiria sala. Da, și... Într-un final? Într-un final m-am gândit să îl fac la mine în oraș, pentru că nu prea sunt evenimente așa, nu știu, frumoase, sper eu că a fost concertul pe care l-am organizat și așa am încercat și... Este o sală foarte frumoasă la noi acolo, o biserică, care îmi pune la dispoziție multe facilități, pe lângă un sunet bun, o filmare bună a evenimentului. Luminile. Lumini și tot ceea ce era nevoie. Bune, da, da, și la un preț foarte bun. Excelent. Și, da. Acum, după ce ai organizat primul concert, ai curaj să mai organizezi pe al doilea? Deși a fost o experiență grea, parcă, nu știu, parcă a fost frumos, chiar cu tot stresul, cu tot, a fost frumos la final. Excelent! Nu știu, da. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru experiența ta, Diana. Acum a venit momentul să ascultăm piesele pregătite și revenim. Hristos.
Hristos se caută un om viteaz și curajos. Te-așteaptă azi Hristos. Ță stea la datorie, porți de Babilon, se caută un om, măcar un singur. Te-așteaptă azi Hristos. Ascultă, sus te cheamă cu glasul său duios. De tine te așteaptă, te așteaptă azi Hristos. Thank you.
uita, niciodată nu uita că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Niciodată nu uita că nimeni nu-i la fel ca tine. Nici atunci când zâmbești, vezi, nu uita. Niciodată nu uita că ai un rost și o chemare. Așa cum ești, ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Nu uita că ești doar un fir de păpădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita că prețul tău stă în jertfa crucii ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său.
Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Continuăm să ascultăm poveștile și momentele importante ale invitaților mei din această ocazie, la Portative și Portrete. Îmi îndrept atenția spre Aldana Cazacu. Te rog, draga mea, să ne spui care a fost momentul cel mai important pentru tine în 2022 și când ai simțit că Dumnezeu a fost alături de tine. A fost un moment foarte important în care l-am simțit pe Dumnezeu aproape în lucrurile mici. Cred că s-au înălțat atât de multe rugăciuni pentru ploaie în vara ce tocmai a trecut, că s-a revărsat toată la începutul lunii septembrie și pe 4 septembrie era nunta noastră. În zilele dinainte a plouat extrem de mult, era o vreme atât de mohorâtă și noi ne întrebam cum o să decurgă cel mai important eveniment din viața noastră. Așa că, cu o zi înainte de nuntă, se înălțau rugăciuni fierbinți: Doamne, te rog, oprește puțin ploaia. Și cum orice mireasă visează la vreme bună, în ziua nunții, mi-am îndreptat și eu privirea și ruga spre Dumnezeu: Doamne, știu că Tu în Biblie ai intervenit asupra vremii, te rog, ajută-ne și pe noi să avem o zi frumoasă. Și fiindcă Dumnezeu este atât de minunat și se îndură de noi în detalii aparent neînsemnate, în acea zi, deși era o șansă de 90% de ploaie, nu a căzut niciun strop. Wow! Și în timpul ceremoniei religioase chiar a ieșit o frumoasă rază de soare pe care am simțit-o ca o îmbrățișare de sus. Și vreau să vă încurajez să-L implicați pe Dumnezeu în cele mai mici și mai mărunte detalii din viața voastră, pentru că El chiar își dorește să fie acolo și îi mulțumesc că ne-a purtat de grijă și am simțit mâna Lui la lucru chiar și în acest mic detaliu din această zi atât de importantă pentru noi. Excelent, Aldana, eu te înțeleg perfect. În 2006, când am avut nunta, cu o seară înainte de nuntă, a plouat torențial. Problema e că noi am făcut nunta la terasă. Și dacă ploaia ar fi continuat, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu invitații. Eu așa multă credință am avut, dar nu-mi dau seama cum am avut atâta tărie, că am spus: Doamne, Tu știi, eu mâine voi ști că va fi soare, pentru că am invitat și voi rezolva treaba asta. A doua zi totul a fost atât de proaspăt, a ieșit soarele de la 6 dimineața, mi-aduc aminte când m-am trezit și am văzut soarele și pământul s-a zvântat și a fost proaspăt, pentru că fiind în august, pe 6 august, putea să fie caniculă. E, ploaia dinainte a împrospătat totul și a fost minunat. Te înțeleg perfect. Cam în același sentiment este și Liviu cu tine și el a făcut pasul important în acest an, s-a căsătorit. Te rog, Liviu. Cel mai important, când a început anul nu aveam niciun gând. Nu aveam niciun gând, niciun plan. Nu știam cine sau... Da. Anul acesta Dumnezeu mi-a scos-o în cale, să spun așa, pe soția mea. Ne-am cunoscut prin februarie. Lucrurile au decurs frumos, amândoi muzicieni și ea pianistă. Am luat acompaniament gratuit pe tot restul vieții, cum se spune. Excelent! Și... Felicitări! Deși au fost multe piedici exterioare, din exterior, contra relației noastre, pot să zic că Dumnezeu a lucrat într-un mod foarte frumos. Și în momentul în care am luat decizia ne căsătorim și am încercat să... Știți cum e, pregătiri de nuntă. Să... Da. Toată lumea venea, inclusiv părinții, îmi spuneau că o să fie greu să găsești restaurant, o să fie greu să pui toate lucrurile la punct într-un timp așa scurt, pentru că ne-am decis într-un timp scurt. Am și schimbat vreo 3-4 date de nuntă, dar Dumnezeu a lucrat și fiecare lucru parcă se punea pe tavă. Am primit nenumărate cadouri de nuntă de la persoane
pe care nici nu le cunoșteam în primul rând așa de bine, nici nu mă așteptam să fac acest gest. De exemplu, am primit mustul gratuit pentru toată nunta, de la o persoană pe care n-am văzut-o în viața mea. Mașina de nuntă tot, de la acea persoană pe care n-am văzut-o în viața mea. Verighetele de asemenea, gratuit, de la o persoană pe care o cunoșteam, dar nu o cunoșteam așa de bine și n-avea nicio obligație față de mine. Cu restaurantul, nu găseam restaurant disponibil. Știți cum e? Da, trebuie da. Să cu un an, cel puțin cu un an înainte. Zile, da. La tine cu cât timp înainte? Cu 3 luni de zile înainte. Felicitări da. Că ai găsit! Mulțumesc! Și pur și simplu a venit un prieten, mi-a spus, uite, eu cunosc un patron de la cutare restaurant. Vrei să-ți fac legătura? Și a sunat, a discutat pentru mine și totul s-a rezolvat într-un mod foarte lejer. Excelent! Și un alt lucru... legat de vreme, am avut nunta pe 23 octombrie și știm cu toții cum e vremea toamna. Capricioasă, da. Și cu o zi înainte arăta că o să fie ploaie, că o să fie norat că... și așa mai departe. Urmăream vremea cu o lună înainte și fiecare zi la fel era. Nu era niciodată zi frumoasă. Fix în ziua anunții a fost foarte soare, foarte cald. Excelent. Totul foarte frumos. Dumnezeu răspunde la rugăciuni și așa cum ai spus și tu, Aldana, chiar dacă ni se par lucruri puțin semnificative, El știe că pentru noi contează. A venit timpul să ascultăm muzică și revenim. El cu tine va fi. Oriunde
dragostea lui te va purta. Deci nu uita, de noapte sau zi, el cu tine va fi. Oriunde-i să mergi, acolo deja dragostea lui te va purta. Deci nu uita, de noapte sau zi, el cu tine va fi. Muzică foarte bună am ascultat în această ediție specială și, bineînțeles, experiențe deosebite. Îmi întrept atenția spre Vili Dulă. Cum a fost acest an pentru tine și momentul care te-a marcat cel mai mult în 2022? Desigur că fiecare melodie sau fiecare concert, desigur că fiecare zi trăită cu prietenii și sau familia, sunt momente unice în viață. Însă, dacă aș putea să spun despre un moment care m-a surprins pe mine însumi, cum să vă spun, eu sunt exact opusul lui Andrei. Eu nu mi-organizez nimic în viață. De asta pur suntem unici. Da, pur și simplu, eu mă simt efectiv condus de Dumnezeu. Prin diversele lucruri, prin diversele împrejurări și mă simt mai mult decât onorat, privilegiat, găsindu-mă ca și copil al lui.
m-am surprins să intru în, direct în subiect, fără a da detalii. Eu, orgoliosul Vili, foarte orgolios, combativ, niciodată nu mi-a plăcut să pierd. Asta, cine a jucat fotbal împotriva mea a avut viață grea. Bun. Și... nu m-aș fi surprins vreodată pe mine că aș putea să mă umilesc atât de mult. Pentru că firea mea îmi spunea, Vili, intră în luptă, ripostează, nu se poate, nu e corect, nu e. Nu m-aș fi surprins vreodată că aș putea să cobor până acolo. Și cu toate astea, înțelegând ce însemnează slujirea din perspectiva lui Dumnezeu, am descoperit un pasaj de o valoare enormă pentru mine. Sună cam așa, o să parafrazez, nu știu dacă este literal enunțat. Cea mai mare valoare a Universului este rolul de slugă. Am fost pur și simplu năucit când am dat peste acest pasaj și am realizat că de fapt Iisus asta a făcut printre noi oamenii. S-a plecat până acolo la nivelul de slugă. Păi am o întrebare. Meritau ucenicii să fie spălați pe picioare de Iisus? Să fim realiști. Și cu toate acestea a făcut-o cu drag. Am fost umilit de exemplul Domnului Hristos și a devenit pentru mine model în situația respectivă. Și mi-am spus, nu voi intra în luptă. Dar ce s-a întâmplat? Poți să ne dai câteva detalii? Nu are nicio noimă. Nu are nicio... No. Lecția în sine e valoroasă pentru mine și vreau să spun că dacă vrem să câștigăm, doar să câștigăm în viață, nu vom avea acea bucurie de a înțelege rostul lui Iisus printre noi și nu vom avea nici acea bucurie să înțelegem câte ceva din ce va însemna slujirea în veșnicia lui Dumnezeu dacă nu învățăm aici. Și ai rămas în ce poziție? De slujitor? Da, poziție de slugă. De slugă. Ai avut de ales între dreptate și dragoste. Și cred că ai ales dragostea. Da, minunat, excelent. M-a impactat treaba asta pentru că eu mă știam foarte orgolios. Și repede, să fie drept, să fie nu știu ce. Da, da, da. Și mi-am dat seama că, uite, Duhul lui Dumnezeu poate oferi daruri uriașe în condiții de nor, poate de, știu eu, ploi eventual abundente. Poate oferi soluții și raze de soare care să-ți îmbrățișeze întreaga ființă. Dragilor, pentru ce sunteți voi recunoscători în acest an, 2022, care tocmai se încheie? Te rog, Laslo, și o să-i dăm un răgaz lui Billy. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că am simțit prezența lui tot anul și sper să pot îndeplini și eu rolul de slugă, să zic așa în ghilimele, adică lucrarea lui Dumnezeu cu tot ce pot face eu, prin cântat, prin orice fapt bun. Diana. Sunt de acord cu Laszlo. Și eu pot să zic că și în cele mai grele momente, când poate mă gândeam că Dumnezeu nu este acolo, l-am simțit într-un final sau, nu știu, când mi-a dat seama că știu că sigur că Dumnezeu era acolo cu mine, dar, nu știu, eu fiind concentrată și să fac totul singură, fără El, nu-L vedeam. Și când mă lăsam așa în mâinile Lui, atunci îl simțeam că adevărat și pe El acolo cu mine. Excelent. Te rog, Aldana. Sunt atâtea motive de recunoștință. N-am cum să nu amintesc faptul că Dumnezeu m-a binecuvântat cu un soț minunat. Îi mulțumesc pentru părinții noștri, pentru că am avut un an în care ne-am întâlnit cu
familia alergită și prietenii noștri dragi. Sunt recunoscătoare pentru prieteniile sincere din viața mea și pentru fiecare rugăciune ascultată de Dumnezeu, pentru ocrotirea Lui și pentru dragostea pe care ne oferă în fiecare zi. Excelent! Te rog, Andrei! Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru fiecare lecție de viață pe care ne-o oferă și pentru familia mea, soție, soră, părinți, pentru că fiecare au un loc special în sufletul meu. Minunat! Liviu? Mulțumesc pentru fiecare oportunitate pe care mi-a dat acest an și cel mai mult pentru familia mea, pentru că mi-a dat un partener potrivit atât pe plan familial cât și pe plan profesional. Minunat! Vili, pentru ce ești recunoscător? Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru copiii mei minunați, care aproape în fiecare dimineață, când îi conduc la grădiniță, mă provoacă să cântăm "Această lume tristă nu e casa mea". Și așa cum sunt copiii mei dezinvolți și mai militaroși, așa, foarte, cântă cu voce tare pe stradă, excelent, fără să conteze cine este în jur. Copiii mei își spun convingerea public și sunt dezarmat de felul în care Dumnezeu își deschide dragostea prin copiii mei, vă vine să credeți. Excelent. Extraordinar. Minunat. Ce experiențe frumoase, ce destăinuiri deosebite le-ați făcut în această ediție. Nu suntem încă la final, mai avem câteva melodii de ascultat și revenim. Dacă treci prin furtuni, ține fruntea sus, chiar și noapte de-ar fi peste tot. Vei vedea la sfârșit cerul mai senin și mai dulce decât cum a fost. Înainte prin vânt, înainte prin nor, orși cât e noaptea grea, drumul tău trecând prin furtuni, singur nu vei fi lăsat. Cu tine-i cine? Spre necunoscut, tu n-ai să te temi orice-ar fi. Poți să mergi pas cu pas pe cărări de har, singur nu niciodată nu vei fi. Înainte prin vânt, înainte prin nor, valul mării te-ar lovi. Pe drumul tău trecând prin furtuni, singur nu-i
te-ar lovi. Pe drumul tău, trecând prin furtuni, singur nu vei fi lăsat.
sori strălucind, visez că într-o zi voi zbura. Miresme și flori în mii de culori, țăresc strălucind printre nori. Ăsta-i visul meu, cam să ajung și muzică deosebită în cadrul acestei ediții speciale la Portative și Portrete. Vă mulțumesc tare mult pentru felul în care ați interpretat fiecare dintre voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți atât de talentați și mai ales puneți acest dar în folosul oamenilor și spre slava lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ce obiective vă propuneți pentru anul 2023. Încep de la tine, Liviu. Te rog. Cred că același obiectiv pe care mi l-am pus în fiecare an, și anume să devin mai bun pe plan profesional, să mă dezvolt ca muzician și acum să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și cred că vor fi și alte provocări, dar așa cum le-ai trecut în 2022, le vei trece cu brio și în 2023. Te rog, Andrei. Îmi doresc să excelez în cariera mea de medic, să fiu mai aproape de oameni, de copii în mod special, și să fiu un doctor bun. De asemenea, pe plan spiritual, îmi doresc să mă apropii tot mai mult de Dumnezeu. Succes! Te rog, Aldana. Mi-aș dori să transform un regret într-un obiectiv și sper să am mai mult timp să cânt, să mă implic în această parte a vieții mele. A fost un regret pentru că n-ai mai avut atât de mult timp. Exact, da. În ultima perioadă. A fost o problemă și simt că a fost lăsat prea mult timp pe locul 2. Și noi sperăm să te auzim cât mai des interpretând melodii deosebite. Mulțumesc. Te rog, Diana. Îmi doresc, bineînțeles, ca să pot să slăvesc pe Dumnezeu prin ceea ce fac și
să excelez în domeniul în care eu activez și să mă ajute Dumnezeu să fiu cât mai bună. Cu siguranță vei fi succes, Iana. Laszlo? Îmi doresc în primul rând să fiu un credincios mai bun, un tată mai bun și un soț mai bun. Și, desigur, cât mai mult cântat pe anul viitor. Mulțumim! Dorim și noi asta, să știi. Te rog, Vili. Cred că anul viitor o să activez un gând mai vechi, o dorință mai veche. Vreau să fac un master în dirijat. Succes! Excelent! O să intru foarte hotărât pe linia aceasta, pentru că am primit, să zic așa, răspunsuri în timp foarte frumoase de la foști colegi, de la foștii profesori ai mei și așa. Vili, de ce nu faci asta? Nu știu. Și cred că a venit timpul să fac un master în dirijat. Succes! Toți cei care v-ați pus ținte pentru anul 2023 doresc să vi se îndeplinească cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc în mod special că astăzi ați făcut un mare efort să fiți prezenți în cadrul emisiunii Portative și Portrete. Ați venit de departe, din multe zone ale țării. Apreciez foarte mult asta și felul în care ați interpretat a fost deosebit. Vă doresc multă sănătate și tot ceea ce vă doriți voi în legătură cu Dumnezeu. Să auzim cum de bine! Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții speciale. Oliver Wendell Holmes a spus: cel mai important lucru în lumea aceasta nu este așa de mult unde ne aflăm, cât încotro ne îndreptăm. Acum este timpul pentru a lua decizii, pentru a ne pune dorințe și pentru a face bilanțuri. Meditați la viața dumneavoastră și observați ce aveți de făcut de acum încolo. Vă lăsăm în compania muzicii, iar ultima piesă din această ediție este interpretată de colegii mei de la Speranța TV. Piesa se numește Îți mulțumim pentru speranță. Muzica Mihai Bejinariu, versuri Adrian Neagu, acompaniament Claudiu Agapie. Vă doresc multă sănătate, binecuvântări și ocrotire cerească în 2023. La mulți ani! Thank you.
spre cei din slavi, înalța mea cântare, spre al meu părinte bun și iubitor, căci el a pus pământului hotare și pe Iisus mi-a dat ca salvator. De aceea îți cânt divin mântuitor, ce mare ești, ce mare ești, tu ești al meu părinte iubitor, ce mare ești, ce mare ești. Când mă zbăteam și nu găseam salvare, când totul se pierdea în întuneric, și când cel rău cerca să mă doboare, m-a întărit Iisus din înălțime. Să vă mulțumim.
ne-ai adus lumina, cuvântul tău e viața pentru ești cu noi la bine și